Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Radoico Bogoievici, susține că pe parcursul mandatului său de 2 ani va face tot posibilul pentru a menține viabile negocierile în formatul 5+2. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing susținut la Chișinău cu vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov. Am stabilit prioritățile pentru perioada imediat următoare, am discutat despre proiectele pe care ni le propunem pentru prima rundă de negocieri din acest an, care este planificată pentru sfârșitul lunii februarie. În acest mandat de 2 ani voi încerca să ajut oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului de a realiza mai multe lucruri în acest sens. Obiectivele mandatului meu sunt foarte clare: de a păstra consensul, dialogul politic dintre Chișinău și Tiraspol, de a respecta integritatea teritorială a Moldovei, de a menține pacea. Vom încerca să identificăm o posibilitate pentru a găsi un statut pentru partea transnistreană. Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE se află în perioada 27-30 ianuarie în vizită la Chișinău și Tiraspol. Ambasadorul Bogoievici s-a întâlnit și cu președintele Nicolae Timofti, va avea întrevederi cu speakerul Igor Corman, precum și cu reprezentanții societății civile. La Tiraspol, ambasadorul Bogoievici se va întâlni cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc și negociatorul principal din partea Transnistriei, Nina Ștanski.